Continuo qua algebra. Trei, că trei, în baza trei lucrăm și
Câte cifre sunt după ea? Trei. Da? Plus. Totul 1 ori. Ori 3 la cât dată mai? 1 ori 3 la a doua. 3 la a doua. Plus 1 ori 3 la a treia. Plus 1 ori 3 la a treia. Și cum am alimentat? Acolo, acum. Acolo, 3 la 3 e 27. Gata, acum să ne ducem în baza 10. 27 plus 9 plus 9 plus 30 plus 1 și face 30 plus 40 da? Y în baza 9 atunci Y în baza 9 trebuie să dea 40. Corect, ia să vedem. Vedem? Și acum, dacă Y da. În baza 9, trebuie să fac 40. Să vedem ce Y putem pune. Y are șanse, are șanse de la 0 început până la 8. La 8. Baza 9 până la 8. Da? Baza punem 3. Nu, atenție, da. 0, punem 1. Până la 8. 8. Nu 0 nu poate fi. Din cauza informației. Da. 1. La 1 la 8. De la 1 la 8. Și egal cu. Luăm varianta. Y egal cu 1. Atunci, 11, 1, 1, în 9. La 9. Este egal cu 9 plus... 1 ori 9 la 1. Deci 1 ori 9 la 1. Plus 1 ori 9 la 10. 1 ori 9 la 0. Face 9 și 1, 10. Care este 10 la 4? Nu-i 8. Asta era 8 pe 3 sau pe 4. 2 la 2 și mai mic, m-am asigur. Asta e bine, avem un răzat. Y era 2. Rezultă că 2, 2, în baza 9, trecut în baza 10, înseamnă 2 ori 9 la 3-a plus
Cum să spun? Și e cam cu... 2, mai? 2, 27 plus 3, 30, 40, 2, 40. Și e cam cu 80. Și e cam cu 80. A, îmi direc că e cam cu 80, gata. Deci... E greu. Simțim Y egal cu 8, da? Da, hai să vedem. Deci pentru Y egal cu 8. Desigur, 88 în baza 9, egal cu 88 în baza 9. 8 ori 9 la 1 plus 8. 8 ori 9 la 1 plus 72 plus 8. Plus 8 sau 9 la 0. Plus 9, plus 8. 8. Deci, mai am dat 2 și 8. Funcția 9. 2 și Y egal cu 8. 1. Foarte bine. Mi-am alțat minții cu drag. Uitați-vă. Dar din cea cu cea asta. Ba da, cred că nu am explicat un profesor. Am explicat odată. Odată. Uitați-vă. Insistat. Chestia asta m-am explicat când v-am vorbit ceva cu limbajul de limbajul modul în care se poate comunica numai cu 0101010. Adică orice număr real, orice număr întreg, se poate exprima numai cu 0101. În final, orice număr real se va atinge. Iată cum. Hai să luăm pe 17. 17. Poate să fie scris ca fiind în baza 2. În baza 2. Ah, la cel mai computere, parcă. Așa. Cel mai apropiat număr de 17, ca puterea lui 2, este 16. Da. 16 e... Deci, 2 la 4. Scriem așa, 2 la 4. 16, să înțeleagă ca urma. 16 plus 1. Da. Adică e cam mai departe. Dacă ăsta la rândul ar avea o descompunere, că cel mai apropiat număr de el, de restul ăsta, aș muci pentru a-l aranja din nou. Și așa continui mai departe, o să vedem imediat. 16 acum las așa și din 3 la 4, da? 2 la 0. Plus 1 ori 2 la 0. Da? Că 2 la 0 face 1, ori 1. Dar de trebuie să am toată scara de la 2 la 4. Trebuie să am toată scara de la 2 la 4. Adică la 3 n-am, la 2 n-am. Exact. Deci eu să spun 1 ori 2 la 4 plus 0 ori 2 la 3 plus 0 ori 2 la 2 plus 0 ori 2 la 3 plus 1 ori 2 la 0. Așa. Și atunci, acești coeficienți, 1, 0, 0, 0, 1, înseamnă 17. Deci 17 din baza 10. Da. Este 1, 0, 0, 0, 1, în baza 10. Da? Ei bine, au făcut-o, dacă totul poate fi, sunetele, tot ce vorbim, totul cu 0101. Pentru că în momentul în care apăsați pe tasta PAM, nu fuge aurul prin calculator, ci pur și simplu este un număr care îi s-a asociat lui A. Iar A este, înseamnă o grupare de 0101. Acest echipaj 0101, acest grupaj 0101, determină pe aprinderea ca unor beculețe fine pe monitor, pixel se cheamă asta. Să aprind beculețele acelea și desemnează exact pe ea. Ca urmare a mesajului primit pentru acest grup de 0101. Nu se pune programă, deci nu percepe mai nimic în asta, dar instanță în asta. Da? El a dat asta și ai văzut litera aceea, ai văzut cifra aceea. Și 17. Asta e partea ascunsă. Exact. Ei bine, vreau să vă spun când o
început treaba asta cu 60 ceva, cam așa ceva, mi și-au dat seama că totul poate fi decodificat și totul poate fi aranjat cu 01001 și au spus un pic, stai un pic, dar asta e fantastic. Pentru că putem asocia așa, când trece curentul electric printr-un fir, zice 1 și când nu trece 0. Sau becul aprins, stâns, aprins, stâns. Deci două stări are. Da. Un conductor are două stări. Trece curentul și nu trece. Nu, nu. Da? Da. Da și nu, da și nu. Da. 0 și 1, 0 și 1. Și atunci, de aceea spun, am o memorie de nu știu cât giga, nu știu cât. Da. Bitul este unitatea de măsură, bitul, adică una din cele două bit. Binat, da? Una din cele două variante, 0 sau 1. Și în felul ăsta, totul au pornit și calculatoarele care făceau adunare la început erau cât un bloc. Cu lămpi, cu nu știu ce, cu minuni, așa, cu întrebări, dar așa s-a pornit. Nu credeți, exact ca un, mă rog, când un copil crește, normal. Dar nu-i dat mai niște. Sigur că, dar efortul este imens. Ca să nu l-am anumit de fel. El absorbe foarte bine ca un curent, continuu informația din jur. Dar este o muncă nemaipomenită a celor din jurul lor, pentru greu să mai fac oamenii oameni, nu? Există vorba asta. Mă rândeam înainte de a veni în pace o chestiune. Suntem pe ultimul loc noi, pe ultimul loc, la inventică. Deci, noi avem ceva, să spunem, în fibra noastră, curiozitatea și identitatea și dorința de a descoperi și a făcut de-a mult timp oameni foarte valoroși. Dar datorită faptului că școala a omoară zi de zi această curiozitate a copilului, am ajuns pe ultimul loc. Ultimul loc, atenție. Nu mai se interesa de nimic. Deci ei doar atâta copii ceva ceea ce au făcut alții, da? Deci de ce nu mai avem industrie, nu mai avem nimic, cercetare, nu nimic? Ce să cercetezi? E de întâi, dacă sunt un grup de oameni acolo, dar fel de fapt nu se pune loc greutate pe asta, iar ei nu mai sunt cercetători, ce? Nici nu mai investesc bani, sigur, nu profesori, și nu mai sunt interesi. Deci atunci trebuie să ajungi într-o stare de spirit, că sunt interese de partea materială. Asta e. Da? Inventatorul sau cel care este frământat de probleme. Trebuie să frământ din partea sa. Nici nu știi de ce se întâmplă. Deci el este doar frământat de ideea lui. Eu asta comunic. Deci prin lecțiile mele nu am timp să se uite, să vadă, dar asta comunic. Dezvoltarea părții creative a unui om. Iar să spune că până la 12 ani, statistic s-a făcut asta. Dacă aici, când copilul s-a făcut de timpuriu, de la 2 ani, de la 3 ani, când el nu trebuie, dar de ce zboară, dar de ce face, dar de ce nu știu ce, dar de ce sunt întrebări? Și el mai trebuie să de întrebări vin de acolo. Dacă până la 12 ani nu se stimulează acest act de creativitate, care este latent, așa cum spunem în credință, că Hristos este în noi de la botez, nu? De la momentul acela de mirungere și de la părtășire, când se întâmplă asta. Tot așa, actul acesta de creativitate este om. Dumnezeu ne vrea creativ, ne vrea inventiv, ne vrea... Numai că noi ne zdrobim. Și școala românească, în deosebire școala românească, a reușit să-ți facă totul praf. În ce înseamnă educație. Așa este. Copiii nu mai merg cu treaba. Deci ei nu au deloc. El e roboțel. Ce fac? Crede-mă, este roboțel. El învață formula aceea. El nu știe de ce trebuie să o demonstreze. Noi am avut discuții de asta. Nu înțelege ce rost ar avea să știi să o demonstreze. Am formula, mă oplic, o dorm într-o și am rezultatul. Dar face calculatorul ăsta. Noi trebuie să ne frământăm de tot felul de chestii. Nu poți trece cu indiferență pe lucrurile acestea de pe lângă tine. Am să vă spun un lucru. Nu mă gândeam să-l spun, dar îl spun acum.
Astăzi am făcut o chestiune pe care nu mi-am închipuit Dumnezeu vorbind pentru mine. Deci sunt la spital, pusese mâna în gips și am ajuns pe la mama. Ploua. În jur de ora două, unu jumate, două, ploua, picurat, nu ploua torențial. La sfântul eu cum se iese și se face la dreapta, la, pe lângă parc acolo, există trecerea aceea pietonilor la școala, la trecerea pietonilor, înainte de a ajunge la statuie. Da. Da? Uh-huh. Deci la sfântul eu faci dreapta în curbură. Da. Un om era în cărucior, fără picioare, și încerca să se strecoare și el, ca să treacă dincolo. Eu l-am văzut în oglindă și am zis, dar n-am voie să trec pe ăsta așa. N-ai voie. Cum? Am apucat, am trecut dincolo de trecerea pietonilor, am oprit mașina, am pus pe avarie, m-am dus să-i dau un ajutor. În mintea mea asta, să-i dau un ajutor. Îmi dau un băluț. Mă gândeam mai târziu, are să nu cumva să treacă, dar să se împărtea acolo, am văzut. Și m-am dus să-i dau un băluț, să-i dau, ce vrei să faci, ce unde te duci, ce cu tine? Păi vreau să ajung la gară. Păi cum să ajung la gară? Printre mașini, așa, cum să ajungi? Păi trebuie să ajung la gară. Și mâinile erau înghețate. Deci el, erau mâini înghețate, spuneam, măi, zi mâinile, buricile, deci el învârtea la roațile alea, ca să pață mai la roațile. Cu capul gol, descoperit, fără obțel, fără nimic. Și nu mi-a Nimeni nu se îl împinde și nimeni nu oprea. Nimeni nu avea timp să vadă așa ceva. Deci noi trecem pe atâta indiferență în lumea ce înseamnă. Adevărat. Nu ne pasă. Nu ne pasă. Avem probleme noastre și pe noi nu ne frământă deloc altceva. Ce mi se întâmplă? Deci stai așa. Aduc mașina în capul meu. Aduc mașina și o parchez acolo unde e clinica aceea privată, în fața Sfântului de acolo, am văzut o parcare. Și mi-am zis să-l iau din brațe, îl pun în mașina mea și iau căruciorul și îl duc la gară, nu se lasă așa. Dar am voie să-l las treci pe un om cu așa suferință și să-l lași așa, nu se poate. Dacă Dumnezeu mă rândește că m-am oprit, asta fac. Eu spun, nu pot. Nu pot să mă iei în mașină. Dacă mă pot traversa dincolo, dintre mașini, e mare lucru. Eu zic, bă, la plăță și îți mulțumesc tare mult. Mă, omule, hai să eu să te șează, că mă lasă în altă dată pe altul care, mă rog, l-ați văzut pe fără picioare care merge da. Și așa prin oraș. Vreau la de vreo două ori l-am dus acasă, l-am dus să-și. Și acum, tu nu vrei să-l dacă ar la tren, că sunt din Buș. Păi, n-am cum să fac altfel. Nu vrei? Nu vrei. Atunci eu trebuie să te duc eu. Și cu mâna, mâinile mele, cu asta așa, în gips, ploua, picurea așa, am ajuns la gară cu el. Am stat mașina acolo și am spus, n-aveam cum să-l las, cum duc să-l las în drum. El nu-și mai simțea cum e nimic. Dar așa mi-a povestit. Cum i s-a întâmplat? L-a dus pe jos? Da. A, că așa așa, m-a dus așa. Mi-a dat de așa cu mare bucurie, mergeam parcă zburam. Asta era starea mea. Deci, mă bucuram enorm de mult. Pentru că pot face acest lucru. Puteam să trec mai înainte, sau mai dur, să nu fi văzut, nu? Dar eu n-am putut să fac asta. M-am oprit și m-am dus. Și m-am povestit. Mergând pe el, cum mi s-a întâmplat, în 2010, o pertur picior, probabil că, nu știu, o boală ce-o fi avut el, și până în 2000, la câteva luni de zile, fiind într-un singur picior, cobor din tren și-l oprinsele și-o tăia și cealaltă picioară. Și am două picioarele erau, deci el era pur și simplu, fără picioare, un om așa. Dar cu un optimism extraordinar, 70 de ani avea, 69 de ani, zic, are.
Cu rotim este extraordinar și zic, și cum noi ne supărăm de atâtea ori, ba pentru exact, a avea exact. Iată, concret, ne mulțumim de vot și stăm și ne luăm de păr și ne supărăm și iată realitatea cu adevărat, da? Ei, și am ajuns la gara. Dar cu ce să fac? Eu zic, dacă tot ai făcut pomana asta cu mine, hai să tu mă și pe la tren. Trenul meu trage la 20:30, că urma să fie trenul, trage pe linia 5-a. Am plecat să mă duc prin gare, am traversat așa, de pe rău, tocmai în capătul cealaltă, ca să traversez din interate, sunt astea, îi gărdulețul ăla, nu știu dacă știți, de metal și nu se poate trece de la o da, așa e pe subteran. Nu pe subteran, pe deasupra, tocmai din capăt, am găsit o posibilitate să-l duc acolo, că eu știa cum. Eu știa cum, pe acolo cum să-l duc. Exact, că eu cu da. Da, 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 pe subteran. Da, am mai fost în gare, nici nu mai știu cum. Da. Da, și pe, așa, m-am dus cu el. Și la un moment dat era stricată trecerea și erau din, niște scândurele puse așa de 3 cm din raiele, făcute o porțiune pe care oamenii mergeau. Cum să trec eu cu el pe porțiunea aceea? Zici, te uiți atent? Te uiți atent și să încadrezi roțile de, din spate perfect ca să meargă așa, ca să nu cumva să mă scăpi. Așa am făcut. Am făcut, mă zic, și am trecut cu el. După care, a urmat un șans mare și nu mai puteam să fac nimic. Să lucrează acolo la linia ferată, cu sfârșit de acolo și am zis, ce să fac eu? Îmi trebuie un om. Și l-am lăsat pe el între linii, m-am dus în gară și am găsit un cetățean și am zis, uite, vezi, acolo este un om. M-am dus până acolo, v-am văzut, a trecut lângă noi. Probabil că toți se uitau uimiți cum un om, cum arătam eu acolo, și eu, totuși, cu mâna așa, împingeam un alt om fără picioare. Și l-am luat pe acela, împreună era așa, și am zis, dacă totuși a făcut, hai, uitați-mă și în tren. Exact asta am văzut, cum da. L-ați făcut în tren? În tren, mi-a zis, uite, lăsați căruciorul jos. Și acum pe mine mă luați de braț și mă ridicați unul de-o parte și unul de-o parte și mă ridicați în tren. Adică să mă ridicați și mă lăsați acolo, așa, că mă ridicați căruciorul. Am făcut asta, i-am mulțumit celor care veniseră de nou ajutat până acolo și în căruciorul l-am pus din nou și l-am băgat pe udă, cât el acolo, două barmane erau pe jos spre... Deci cât e greu și știi că n-ai nicio șansă să ajung într-un tren fără ajutor și totuși un om fără picioare pleacă la drum. Da, asta e fantastic. Da? Și noi ăștia care avem de toate, gândim din orice și suntem nemulțumiți. M-am cutremurat așa. Îți spun o crimă să trăiam în sufletul meu când Dumnezeu mi-a oferit așa ocazie. Deci eu puteam să trec mai înainte să nu fie el acolo, puteam să trec după aceea când se trebuia pe treaba și în urmă. Nu sunt condiții pentru un handicapat în gări? Nu, și rampe. Și unde? Ce spuneți pe care eu l-au luat? Să luci în tren. Spus, dați de fiecare dată să găsești cu câte cineva cu Dumnezeu, lutești pentru fiecare, da. Pentru tine, pentru da. Pentru așa, ca oamenii care să apară, să lupte. Aici, întotdeauna, sunt peste tot oameni de omenie și oameni așa, nu e adevărat. Le dau câte un bani ca să mă poată ridica în tren. Și cum iau de la tine bani ca să ridici în tren? Da. Controlorii și cu ce, doi, așa, care sunt acolo, uite, ia balsa, dă-ți așa, arunca-ți-mă și cu mine în tren. Deci, asta spun, e cutremurător, cutremurător, cam ce se poate întâmpla și cum noi trecem cu indiferență. Da? Așa se întâmplă și în partea asta. Suntem nemulțumiți. Sigur. Așa se întâmplă și în partea asta de creativitate. Vreau să vă spun că trecem pe lângă lucrurile pe care ar putea să fie modificate prin intervenția noastră cu mintea, dar n-avem educație să stăm locului. Invenția de la stupină, sunt foarte mulți cei care se întreabă și răutatea din ei face să lucreze, să manifeste pe acest chip și spun, de ce mă dai, ai profesor de matematică, ce caut el cu stup, la urbine și cum zice.
Cum să fac așa ceva? Ei nu înțeleg că ideea a poposit la mine datorită stării mele de curiozitate, de a cerceta, de a vedea altceva. În fiecare lecție pe care o fac, că mă transpun în așa fel încât nu mai mi-aparțin. Pur și simplu, lecția aceea este totul pentru mine în clipa aceea. Bucuria de a mă face înțeles este atât de mare încât transpiră și se duce dincolo. Cei care citesc, deci, care vizionează, sunt profesor, noi nu vedem o lecție de matematică, ci vreau să schimbați comportamentul, atitudinea față de învățare. Deci totul se schimbă pentru că chiar trăiți efectiv lucrarea aceea care o faci acolo. Dar de faptul că nu știu emisiu dinainte, de ce angajamente total? Normal. Nu e așa o chestie care să mă lasă indiferent. Că nu știu dacă pot face. Nu? Am mai găsit... E o provocare de fiecare dată. Iar aceea este un moment în care angajamentul meu total e reușită, e o bucurie imensă. Când, sigur, nu toate emisiile sunt de dificultate maximă, sunt și de rutină, nu? Dar și pe cele transformă într-o negreșită frumos, dacă vrei să trăiești, dar e loc care trebuie să trăiască elevul. Aici vreau să spun, elevul trebuie să trăiască la nivelul acela. Asta trebuie să transmit, bucuria de a rezolva un exercițiu. Este spectaculos. Și această bucurie vine dintr-un alt mod de a te comporta cu cei din jurul tău. Exact. Da? Așa este. Deci, în da. Am stat de vorbă, ne-a plăcut. Chiar că am plăcut. Interesant ce ne-am spus. Da. Mama nu mă trăiește. E adevărat, mama. Nu cum nu opresc mama, eu tot, fiecare ajută în felul lui. Domnul profesor are o altă deschidere. Eu n-am ajuns la televiziunea domnului profesor. Eu dau un ban și ajut cu un bărbuț sau ajut, dar eu, cum să zic... Dacă cu același lucru am cumpărat și eu de mașină. Și da, bănuțul și da, bănuțul, dar acolo când am văzut că lucrurile sunt... Exact. S-a întâmplat ceva acolo și domnul profesor a înțeles că trebuie să facă mai mult, dar... și în directiva mea, care e domnul profesor, mama, eu mai am un pic de lucrat până acolo. Da, cu un cel bun. Da, fără discuție, fiecare din noi avem de lucrat și dacă intenția noastră este continuă sau gândul o să îndreptat continuu pentru a face bine, pentru a face bine celor din jur. Da, dar acum au ăștia care cerșesc, sunt domnul care cerșesc, pentru cum o să muncească. Deci, domnul profesor, nu ajuta pe cineva care fugea de muncă. Deci asta trebuie să înțelegi. Ai văzut în jurul nostru oameni care cerșesc și dacă îi zici, da, și care, dacă îi zici, dar nu te poți și muncești și ești întreg, n-ai nimic, dar zici, omul e isto. Da, da. Nu, vezi că... Nu mai puteți cu comunismul le pe dintre la om, dă nu bani. Uite, pe aia nu vrea mama să-i ajut. Așa. Povestea este clară. Să zice, să transpire exact. Adică chiar cum la post care cer. Da. Că sunt cei care fac mea sau practică. Exact. Și cei mai mulți asta fac. Și cei mai mulți din ele, domnul profesor. Da. Și ce mă intrigă pe mine cel mai tare este că facem copii mulți și îi trimitem la cerșit și trebuie să îi spunem, nu vii acasă fără 30 lei, 50 lei și bate pentru asta. Da. Și copiii aia spun și se milogesc, păi eu nu încurajez. Și în ploaie, dar ăla n-are nicio vină copilul. Copilul n-are nicio vină, domnul profesor, dar dacă eu îi dau, dumneavoastră îi dau, băi, du-te acasă și odată din fără bani, îi tu ori, îl bați, ne-am luat ce știi să-i faci, ai să-l omori? Da. Dar dacă copilul vine cu bani, îl mai trimiți, domnul profesor. Mai trimite, da. Și dacă vine cu bani, îi zice... Și ei bani ce ei vreau? Exact. Că i-am spus la un copil, măi, zic, măi copil, și eu am doi copii acasă, dar nici nu mi-l-a cerșit. Zic, pentru tine, ce nu muncește mama ta? Dar nu ce este, cum e bani? Măi, zic, mami, dă-mi mâncare. Uite, ți-o ceva de mâncare, dar bani nu dă. Hai să vedem mai departe. Deci, determinați numele naturale N, pentru care fracția... N. Pentru care fracția N din 3 supra. Dar nu vă mai spuneți, determinați mulțimea mare, egală, cum sau... Nu, nu. Așa e, nu sunt, da?
nu, determinatul numele naturale N, pentru care fracția N minus 3 și 4. N aparține lui N mai mult, dar numele da, naturale. Dar pentru care fracția N minus 3 și 3 minus 2, 3N minus 2, este reductibilă. Așa, reductibilă. Vedem dacă mai știm când o fracție e reductibilă. Da. Când nu se mai poate simplifica. Da. Deci dacă nu se mai poate simplifica, este ireductibilă. Ireductibilă. Nesimplificată. A, reductibilă atunci când se mai poate simplifica. Da. Deci, Miruna, trebuie să înțelegem așa. Mâna are 3 fel 7. Ireductibilă. Da. 3 pe 6. Trei pe șase, da. Este reductibilă. 3/6 este reductibilă. Dă-mi o idee. Păi N ar fi trebuit să fie 4. Găsești un exemplu de aici care să meargă? Poate fi și 3, da. De la 3 încolo. De la 3, neapărat de la 3. De ce de la 3? Că 3 minus 3 de 0 și 0 pe... Dar ce nu-i 0 sau 1? Și zici de la 3. Ia văzut un număr. Are un număr egal cu 3. Dă un exemplu, da? Da. Și se întâmplă pentru mână egal cu 3, că fracția devine 3 minus 3 supra 6 minus 2. Nu, 9 minus 2, 7. Egal cu 0 minus 7. Și e și pe ireductibilă, adică s-a simplificat prin ceva. Nu. Nu-i bun exemplu. Deci, deci asta nu. Nu convine, pentru că nu m-a condus la o fracție de... Dar e 4. Dar nici pe 4. 4 e acolo, e 1 pe ceva. Unul pe ceva și nu 5, da? 5 minus 3, dar ai un tort. Dacă jos, face un multiplu de... Nu face, 15 minus 2. 15 minus 2? 13. 13 și nu simplifică, nu? Da. 6 minus 3, 3, 3, 6 ori 3, 18, 18 minus 2. 16. 3 cu 16 nu merge. Deci e chestiunea, da? E egal cu... Nu, 3 cu 16 nu merge. Nu merge. Nu simți că suntem într-un moment dificil, cremă, da? Mm-hmm. Că dacă încercăm să căutăm tot așa, până când mulțimea naturală este imens. Ca să fie reductibilă, 3 minus 2 trebuie să fie divizorul. Nu, n minus 3 trebuie să fie divizorul 3 minus 2. N minus 3. N minus 3. Să fie divizorul 3 minus 2. Dacă vrei simplifici chiar prin N minus 3, chiar prin N minus 3. Dar poți simplifici prin altceva. El să-ți dea 7, nu, 6, după înlocuirii 6 și jos să facă 12. Sau să facă 10, ca să fie pentru exact. 2. Deci dacă se simplifică prin ceva, atunci este reductibilă. Dacă nu, diferit de 1, să înțelegi, da? Insistă, că trebuie să vedem să... Începem, acum este perioada de... Da. De datonare, de... Ai exercițiu, sigur. Pe varianta să dăm valori și să le găsim pe acelea, fiindcă e o infinită, avem de încercat o infinitate de valori, nu. Nu-i drumul bun ăsta. Se poate să fie foarte multe valori. Foarte, foarte multe. Dar nu știu să le găsesc din infinitatea aceea, ăla foarte, foarte multe. Mi-e greu. Deci am văzut ce înseamnă reductibil, reductibilă.
dacă așa mi-e greu să fac, atunci se dezolvă negația. Să găsim toate valorile cele pentru care ea este ireductibilă. Poate sunt un număr finit de valori, sper și eu. Și atunci se rămâne lui el toate celelalte, nu? Valori. Pentru că îi dăm astea pentru care ea devine ireductibilă. Păi ești 4, 5, 6. Dar nu, nu prin încercări, ci să gândim o idee. Când, deci, atenție cum e construit. Este momentul foarte important al Iisusului. Deci, atacul direct nu prea îl vedem. De aceea încercăm să găsim acum complementarea situației acestea. Poate la complementare să apară o idee încât să ne furnizeze valorile cele un număr finit și atunci spunem, știți care sunt valorile lui el pentru care e elevat? Toate mulțumele naturale, în afară de astea. În afară de astea care le dăm noi, care le dăm deoparte. Este o strategie care o gândesc. Insistă. Deci nouă trebuie să înceresc că sunt toate valorile pentru care fracția este reductibilă. Adică ar trebui să aibă un divizor. Când noi când simplificăm numărător pe numitor, ar trebui să aibă un divizor comun. Un divizor comun, nu două, da? Că prin divizorul ăla faci mai treabă, da? Adică ar trebui să fie așa, minunat. Hai să facem atacul direct, da? Că, să zicem așa, n minus 3 supra 3n minus 2 este reductibilă. Deci, mergem pe atacul direct, da? Reductibilă. Și dacă nu merge treaba, atunci ne ducem pe ireductibilă. Este reductibilă. Dacă și numai dacă, un pochete spune, simplificabilă printr-un D, divizor, da? Simplificabilă. Asta înseamnă reductibilă. Simplificabilă. Adică numărătorul să fie minus 3 să fie D ori K. D mulțit cu ceva. Iar numitorul 3N minus 2 să fie tot de la acela. Ori. Ori? Ori nu are, ori R. Ori R. Ori R. Da? 3N minus 2 egal cu 2 ori. Virgulă, cu zi diferite de diferit de 1, pardon. De diferit de 1, adică să fie 2, 3, simplificat. Păi, dacă așa stau lucrurile, hai să scoatem pe N de sus, să burnem jos, de ce rație apare acolo? 2, 2, da, 2, da. Deci, atenție, Viruna, ca și R sunt din, ca și R, sunt de unde? Din... Din 10. Din el, chiar. Când mulțumesc naturale. Noi, dacă despre noi mulțumesc naturale, deci așa trebuie să întâmple. Deci spunem și noi că... ce să spunem aici? Ca și R aparține. Ca și R, ca virgulă, chiar, aparține lui? Numai. Numai. Numai doar așa. Bun, nu uitam, e în egal cu... Scoate pe aici, da? D ori K plus 3. D ori K plus 3. Și deci avem 3 de K. Și atunci rezultă că vom avea... Hai să spun, rezultă că vom avea 3 ori... D ori K. D ori K. 3 plus 3. 3 pe lângă, da? Minus 2, da, făcea 3. Minus 2. Cum mai ușor ca să facă 3? Dar cu zi ori ea. Deci, 3 ori de K plus 9. 3 ori de K plus 9. Plus 9 minus 2. Și acum 2 ori 3 ori de K plus 7. Egal cu de ori R. Să ducem pe de ori R în partea aia și să-l face în partea cealaltă. Așa. Și... Mi-e să
mulțumim. Eu zic să ducem pe două ăsta. Pe partea asta. Da, și 9 și minus 2 și facă 7. Da, să rămân în limite. Deci D, D e minus 3. 3 D. 3 D, da. Ce înceapă să mai ai ceva? Dar nu mă vorbim în tema. 9 minus 2 rămân la locul lui. Da. Așa este, nu? Nu, nu mă ține clar. Iruna, 7 rămas aici. Deci aici când facem noi invers, fiți am înțeles. Dar realitatea se citește și din partea asta... În partea aia? Ca și după aia zice că 7 egal cu dr minus 3 de k. Da. 7 era cu dr minus așa? Tot aia. Este ce așa, da, da. Deci d pe lângă minus 3k. Deci am cu 7. Și atunci D un număr de aici, care și el întreg, natural, chiar natural, cât o să fac cu 7? 1, 7, 7 ori. Dar trebuie să nu fie 1. Păi dacă 1 e 7. Da, deci de aici, cum D diferit de 1. Da, în rezultă. Din acea doar, trebuie să D egal cu 7. De trebuie să fie 7. Și sigur, el minus 2 ca o să fie 1. Dar n-am găsit că zi egal cu 7. Nu e asta interesant. Nu, ăsta. Foarte bine, foarte bine. Înseamnă că... Și să spun și că el, hai să spun și asta, că el minus 3 ca face 1. El minus 3 ca egal cu 1. Atunci, voi spune că N arată egal cu D, adică 7, K plus 3. Ori K plus 3. Nu? 7 K plus 3. Și dacă așa stau lucrurile, nu e egal 7 K plus 3, să înlocuim și noi. Să vedem cum se întâmplă lucrurile. Nu punem 7 K plus 3. Nu știi unde e 7 K plus 3? Păi da. Uite, e egal cu D ori K plus 3. Dar D-ul e 7. E 7. Și acum, fracția devine. Fracția F este egală cu 7K plus 3 minus 3. 7K plus 3 minus 3 sub 3 pe lângă. 7K plus 3 minus 2, nu? Și acasă 7K plus A. 7K plus 21K plus 9 minus 6. Plus 9 minus 2. Așa vine, nu? Da, da, da. Minus 2. Da. Minus 2. Deci, plus 7 minus 2. Mm-hmm. Și egal mai departe cu 7 plus la... 7 în faptul comun. Dăm de 7 în faptul comun. 7 pe lângă? 3K plus 1. 3K plus 1. Și 7. Iată, fracția semnificată de 3, 7. 3, 6, da, da, da. Așa? Deci... Nu e de formă, 7 K plus 3. Miruna, nu pune K, e un număr natural. De necas, nimic. Vezi, poate, 7 K plus 3. De forma asta. De forma asta. Și fracția va simplifica numai prin 7. Deci am găsit toate valorile rândă. De forma 7 K plus 3. Iată, pentru că e egal cu 1, pentru că e egal cu 1, mers, arată, așa, 7 ori 1, 7 și 3, 10. 10. Pentru că egal cu 2, mers, arată, de forma, 14 și cu 3, 17. În rest, căutăm noi valorile celelalte, când am tot încercat, cu 5, cu 3, cu 6, cu niciodată nu se mai simțite. Doar pentru numere naturale de forma asta. 7K plus 3. Foarte bine. Dar e o dată. Cred că este... Nu, da, pentru și pentru prietenii noștri. Asta am și prietenii. Este un model, este un, încă o dată, dovada clară, a modului în care trebuie să zdruncinăm ei și să pătrundem în ea. Cum am judecat? În fața voastră, la tuturor, și am zis așa. Pentru ca fracția să fie ireductibilă, nu, reductibilă, trebuie să fie simplificată prin ceva.
Și ne-am gândit, care sunt exemple de fraze care simplifică? Și am 3 pe 6 acolo și am putea da multe exemple. Adică, ce înseamnă că un par prin același lucru. Și numărătorul și numitorul. Altfel spus, și numărătorul și numitorul au același divizor. Cu D la mătă. Și am zis, numărătorul e D mulți cu ceva. Numitorul e D mulți cu altceva. Ca să putem simplifica prin D. D diferit de 1. D diferit de 1, atunci dacă D ar fi egal cu 1, problema simplificării prin 1 este o lucru pe care nu putem să-l pronunțăm. Adică nu ne putem gândi la așa ceva. Ei bine, din clipa în care am scris așa, am spart exercițiul. Pentru că a urmat imediat. Nu îl scoatem dintr-una în alta. Am lucrat pur și simplu. Am aranjat relația aceea între D, el și K, sub forma D pe un el minus un K egal cu 7. Și acum, când vor trebui să fac cu 7, dar atenție, că mă mulțumim la numărul 1, înțelegi? Și chiar natural. Natural? Da? Chiar natural, pentru că... Acum, cât ori, cât două să nu neapărat un număr natural trebuie să fie. Și mulțire, aici nu trebuie să fac un număr negativ, că dacă ar veni un pozitiv cu negativ, nu va să fie pozitiv. Deci tot natural trebuie să dea 6, 3, iar minus 3, da. Așa că, în final, ne-am întrebat cât ori că se fac cu 7, 1 ori 7, UD nu poate să fie 1, dar poate 7. Și dacă dă-i 7, sănătate. M e de forma 7, ca nu 3. Dacă e forma înlocuit? Asta chiar, asta ne-a întrebat autorul. Care e forma înlocuit? Determinați pe N natural, cum arată asta, pentru care fracția asta este reductibilă. Răspunsul reductibil nu a prin 7. Și numele sunt de forma 7 capus 3 și sunt 10, 17, probabil și încă 7 se adaugă. Da. Încă așa ceva. Dar există are și B? Imediat am mai insistit un pic. Dacă, Iruna, dacă nu puteam să atacăm problema așa, am mai propus încă o strategie. A zis, hai să ne interesăm care ar fi valorile lor, pentru care este ireductibilă, adică nesimplificabilă. Și ca să fie nesimplificabilă, înseamnă că D trebuia să fie 1 acolo. Că simplificat tot timpul numai prin 1. Niciodată n-ar fi avut șansa să simplificăm prin altceva. Și probabil puteam să înșchiavăm și pe culoarea asta ideea. Dar le găsim pentru care este ireductibilă. Ar fi fost toate numerele în afară de asta, din forma asta, 7 capus 3. Celelalte numere naturale care așa nu conduc la simplificare. Deci, poate și pe partea asta am fi atacat problema. De aceea, este un fel de metodă a reducerii la absurd, adică nu chiar reducerii la absurd, ci varianta complementară. Adică nu poți pe partea asta, poți duci pe partea cealaltă, că dacă reușești pe acolo, apoi scazi din mulțimea numeratoare pe cea de acolo. Dar, deci este... Da, și avem și pe... Exact, să facem. Determinat suma celor mici 2011 numere naturale de nule N, dar se leagă de asta. B-ul lui. Determinați suma celor mai mici, 2011, numere naturale, nenule, pentru care fracția n-3/3n-2 este reductibilă. Deci determinați suma celor mai mici, 2011, numere naturale, nenule. Deci să găsim suma. Cât ori numere ar 2000? 2011. Deci, suma egal cu A1 plus A2 plus A4 A2011 dă 2011. Da, naturale de nule, N, pentru care fracția asta este ireductibilă. Este reductibilă. Pentru care fracția este reductibilă. Dar este reductibilă.
Am arătat că este reductibilă pentru M de forma. Pentru M de forma, de aia 4 și 7, ca a fi la 7 capul spre aici. 7 capul spre aici. Da. Aici deja și atunci trebuie să determinăm suma celor mai mici 2011 numere naturale nenule N, pentru care fracția este reductibilă. Am găsit 10. Stai. Avem pe 10. L-am găsit pe 10. Deci la 1 ar fi, ca și mai zice, 10 plus 7. Plus 3 ori 7, 21 plus 3, 24. Ar găsim o regulă fece? 24, așa este. Da, de 7 în 7. De 7 în 7, sigur că da. Exact. E mulțim puncte. Da. Deci 24, 31 și mai departe. Ăsta este primul. Ăsta e al 1. Ăsta e al 2-lea. Ăsta e al 3-lea. Ăsta e al 4-lea. Dar cum și-a găsit al 1? Păi și... 7 K. Dar cât a fost ca 1 când am găsit ca 1? 1. A fost și 2011. Ca i-a fost 1. Și la pentru a 2 a fost 2. 3, 2011. 7 ori 2011 plus 3. Asta este. Deci plus puncte puncte, 7 ori 2011, 2011, plus 3. Ăla e ultimul. Foarte tare. Dar primul cum este? Hai să scrie pe unul. 7 ori 1 plus 3. Plus 3. Primul plus 7 ori 2 plus 3. Plus 7 ori 3 plus 3. Plus așa mai departe. Plus puncte, puncte, așa mai departe. Plus 7 ori 2011 plus 3. 3. E 2011 ori. Da! 3 s-a plăcut 2011 ori. Da. 2 3. Și suma, și cum fac suma? 7 pe lângă. Așa. 7 pe lângă. Deci e capul 7. Pe lângă. 1 plus 2. 2 plus 3. Plus 2011. Plus 3 ori 2011. 2011. Plus 3 ori 2011. 3 ori 2011. Și atunci S se pare cu 12. 7 ori. Suma aia e. 2012 ori 2011 ori 2011 supra 3 ori 2011 20 cu 2 1006 se critică acolo și este 1006 1006 și este ca cu 7 ori 1006 ori 2000 deci face 7 ori 1006 6 ori 2011 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 2011 știe, se vede foarte bine, că sunt cele mai bine. Ca e 2011 și atunci e de forma 7 capul 3. Exact. Și atunci, domnule, iată, a pus o sumă gauss, a pus și nu știu ce pe aici. Toate aceste lucruri sunt
Creează un stat de bine după ce reușiți. Normal. Da? Încă o dată, învățați de la mine, voi toți cei care ne priviți, care veți privi acest filmuleț, că trebuie să ai încredere foarte puternică în tine. Deci tu trebuie să crezi că dacă o scelezi un pic, dacă ai doar pentru o fracțiune secundă, încearcă sentimentul neputinței, te depătezi de Hristos. Abandonezi. Gata, gata. Abandonezi. Nu mai e. Mai depășește, n-am ce-i face, nu poți să rezi zidul ăsta. E prea la nici nu pot. De acum nici nu mai citești, nu mai pătruzi în exercițiu. Deci nu mai citești pentru că tu te-ai angajat cu ideea că nu poți face. Deci deja ai tras-o glonă. Dacă totuși spui că îl fac, îl fac. Sigur îl fac. Ei, iată, îmi vine minte un atrist, dar nu cu Ștefania. Deci numărul e egal cu 2 la puterea 100, minus 1. Da? Numărul e egal cu 2 la 100, minus 1. Să se arate că are cel puțin 30 de, minim 30 de cifre. Să se arate că numărul acesta are minim 30 de cifre. Păi, de la 100 are minim 30 de cifre. E, nu. Vă zic sigur. Nu știu. Nu? Trebuie să când zici sigur are 2030, da. Dovedește. Ia, trebuie să spun. Ara nu mai știu. Păi, de la 10 are... Deci, care păi 2 la 10, n-aș putea spune câte cifre. Poți să găsești ce număr este 2 la 10? Da. 1024. Și are 4 cifre. Deci, hai să facem așa. Pornim la rug, nu? Începem să rupem exercițiul. Deci, 2 la 100. Cum ar fi 2 la 10? 2 la... De câte ori? De 10 ori. Foarte bine. Foarte bine. Abia acum începem. Vezi, Miruna, este momentul când ne apropiem, pentru că credem în noi. Credem că putem să-l facem. Nu mai scrieți o dată, domnul profesor, că începeți frumos. Da, da, da. Deci, este egal cu 2 la a 10-a la 100, minus 1. Și trebuie să arătăm că asta are minim 30 de cifre. Dar poți să fii 31, 32, 33, 40, 40 din urmă, dar era minim 30, trebuie să justificăm asta. Și tu ai zis, Miruna, așa, egal cu 2 la 10, ori 2 la 10, ori să mai departe, ori 2 la 10, de câte ori, de 10 ori. Minus 1. Și egal cu 2 la 10 a spus că este... 1024 cifre. 1024. Ori 1024. Ori să mă divarte 1024 minus 1 decât de 10 ori. 10 ori. Și o să avem 1024 la 10. O 1024 la a 10-a, dar dacă sunt la 10-a, n-am mai făcut mare lucru. Aici trebuie să insistăm. 1024, 1024. Trebuie să ne reiese că cel puțin 30 de cifre. Dumnezeu, am să mulțumesc acum. Ei, nu. Dar 1024 la 1024, măcar ce vine două ori, și așa e mult. 1024 la 1024, dă... Cât? Ca să nu știi să citească lucrurile. Nu vreau să zic care... Câte cifre? 7. 7 cifre. 7 milioane. Așa. Nu, 1.048.576. Deci are 7 cifre, da?
Și am învățit mai primele două, nu? Da. Șapte ori 7 ori 5. N-aș putea spune că e mai mic decât... E mai mare decât 1 milion? 1 milion și 300. 1.048.076. Da, hai să pornesc așa, ca să mi se pare interesant. Dacă avem 5 grupe, de câte 7? Nu e 5.835? 35, dar e și minus 1 ăla. La sfârșit la sfârșit minusul, domnul profesor. Haideți să vedem, deci o mulțime primile două, zi fac. Și dă... Și când ți-a dat 1 milion... 48.576. Ori cât? Ori. 1 milion, da? 7 ori, aici e o problemă. Uite că te-ai mulțit pe ăsta de 4, nu ți-a dat tot. Ți-a dat un număr de 7 cifre. Și atunci e bumba. Deci la 7, 2 decât e 7. Poate să-ți dea, nu-ți dă 2 decât 14. 14, să dea 13. 13 sau chiar 12. Dar mulțește 4 chiar. Dar nu, că am știut 4. Nu vrea ca 4. Nu vrea ca 4. Nu, da, chiar cum vrea. Sigur că da. Deci, aici eu te viu și dau